Filmăm pentru Violeta 3. Vreți să veniți cu noi? Acțiune! De la repetițiile scenelor și până la înregistrarea lor. Veți afla tot ce înseamnă procesul de producție. Salut! Salut! Bun, vrem să vă povestim un pic ce anume filmăm acum. O să fim într-un balon cu aer cald, va fi o scenă foarte amuzantă. Sunt doi nebuni, doi îndrăgostiți, care se iubesc, sunt împreună și... Cred că vor exista mai multe momente de acest gen între Leon multe, și Violeta. Multe, dar în același timp vor fi și certurile, nu? Bine, pentru da, că se ceartă. Da, în toate relațiile există probleme, sigur. Dar vor exista multe momente foarte, foarte frumoase, scene romantice, așa cum este și aceasta, în balonul cu aer cald, care e un pont bun, nu băieți? Invitați-vă prietenele la o plimbare cu balonul. Exact asta, nu, dar... clar, cu măsuri de siguranță, să fie totul pus la punct, e romantic. Ne-am văzut, micuțule. Personajul lui Leon pentru Violeta cred că e perfect într-un fel. E ca un prinț pe cal alb, nu? Cântă, dansează, are grijă de ea, e afectuos și singurul lucru care îl interesează e să o vadă fericită și cred că într-o relație asta e cel mai important. Se fac 3 ani de când Violeta și Leon se cunosc, așa că relația lor va fi mai puternică, mult mai pură și cred că va fi mai puțin problematică. Sper. O să existe probleme, vor fi obstacole, dar eu cred că vor lupta pentru ei ca să rezolve toate problemele și chiar dacă vor apărea oameni noi care să le strice armonia și care să le facă viața imposibilă, cred că o să facă tot posibilul ca să lupte pentru iubirea lor și Leon e hotărât să facă asta. Eu cred că Leon îi face mult bine Violetei și asta e cel mai important și eu pe de parte îmi place cel mai mult că Jorge e un tip foarte profesionist care mereu vine cu replicile învățate, cu piesele învățate, e foarte talentat. Adevărul e că ca și coleg nu am ce să-mi doresc mai mult.